soarele încă nu a ieșit din nori. Wow, ce fain se vede. Băi, nu pupa camera. Aici se termină insula Chip. Deci trebuie să mergem 35 km. Aici se vede Golden Beach-ul și premiul pentru cea mai frumoasă plajă din Cipru. Haideți să vă arăt și harta de aici, legenda. Salutare și bună ziua! Astăzi plecăm de la cazare și mergem să explorăm zona Carpaz. Mergem în area protejată. Da. Și ce să vedem? O să mergem la Mănăstirea Sfântul Andrei, care este în cel mai de est punct. Estic punct, da. Da. Mai este un viewpoint, dar ar fi unul dintre cele mai de est puncte de văzut. Și mergem la Golden Beach, chiar dacă astăzi nu prea este vreme de plajă, din păcate. Sunt 20 de grade, dar bate un pic vântul și este un pic cam înnăturat. Și suntem pe drum. Poate avem noroc să vedem și niște wild donkeys, care am înțeles că sunt în această are protejată. Bun, să înceapă ziua! Am ajuns la Mănăstirea Sfântului Apostol Andrei, care este în cel mai estic punct al peninsulei Carpaz. Printr-un proiect al ONU, mănăstirea, aș putea să spun că a fost salvată de la self-destructing, pentru că cred că a fost într-o stare de degradare continuă. Însă am văzut niște panouri informative în care am văzut că nu a mai contat așa de mult diferența dintre religii și ambele religii de aici, atât ciprioții greci cât și cei turci, au pus osul la treabă și au încercat să restaureze întregul complex. Restaurantul ăsta, terasă, restaurant, am văzut că au și cazări, au două camere sau trei camere, arată foarte interesant de din afară, dinăuntru nu am ajuns să vedem. Nu mai este drum cu asfalt, este drum așa. Hai mai că vedem, poate reușim să ne foarte aproape, să vedem. Vreți să mergem pe dincolo? Da, să mergem. Și da, cum se termină drumul cu asfalt, multă lume care stă cu cortul. Așa arată drumul de la acest restaurant înspre est. Aici e și zona de camping. Bine, rulota asta cam pare, asta e părăsită, sigur. Da.
uite ce mai înseamnă aici. Da. Super. Și și, și soarele. Da, cum o dai? A, și aici ești din nou la stradă, nu? Cumva. Da. Hai, ce drăguț. Te dea zahăr sau ceva de papa. Nu-ți luat zahărul ăla. N-am luat zahărul de la cafea, să-i dea. Păi n-am auzit asta cu zahărul și cum. Păi nu știu, am văzut când eram mic, așa făceau bătrânii la țară. La cai. La mine. Dădeau la cai, da. Dar de ce dădeau zahăr? Eu știam că zahărul nu e bun pentru animale. Probabil, așa știam, da. Că nu trebuie dat la animale. La câine, da, sarea nu. Sarea cum nu? Sarea se dădea la vaci, lingea vaca sari. Genul bolovan, da, de sare. Deci am ajuns aici. Bă, ce frumos. În cel mai estic. Aici se termină insula Chip. Bine, în partea de est. Chip, chip. Chip, chip. Dar cred că trebuie să ajungi. Nu mai mergem? Suntem aici. Exact aici. Cel mai estic punct din insula Chip. Wow. Și chestiuțele astea mi-aduc aminte de Menorca. Foarte fain. Wow, ce fain se vede. Dacă vreți să ajungeți în Carpaz, musai de urcat aici. E cel mai înalt punct și se vede o panoramă tare drăguță asupra extremității de est a insulei. Bă, da, ce frumos se vede. Deci de aici se vede Golden Beach-ul. Uitați ce frumos și ce lungă e plaja. Îmbarcarea! Adio! Premiul pentru cea mai frumoasă plajă din Cipru revine aici, a Gold Sand Beach. Foarte fain. Nisipul e fierbinte la picioare, dar bate vântul și e un efect foarte interesant. Gata, am plecat de la Golden Beach. M-a plăcut foarte mult. Este foarte mare, are kilometri, parcă am citit că are 2 km. Și nu era nimic. Suntem curioși cum este în full sezon, pentru că, știu, dacă aduc șezlonguri sau beach bar-uri sau ce se întâmplă, cât este de aglomerat, dar mi-a plăcut foarte mult și un nisip extraordinar de fin. Ți-a plăcut, Andrei? Da, și nu știu, am rămas cumva surprins pentru că nisipul era cald, deși bate vântul afară, nisipul era foarte fierbinte. Da, bine, apa nu era cea mai călduță, dar n-am putut să rezistăm și ne-am legat puțin picioarele. Da. Prima dată din excursia de anul ăsta de acum. Da. Dar destul de rece apa. Copii, v-a plăcut Golden Beach? Super. Da? Trebuie să veniți măcar o dată. Da, dacă veniți în Cipru de Nord, trebuie bifat, chiar dacă vremea poate nu este de plajă. Chiar e foarte frumos și priveli și peisaj. Drumul nu e cel mai ușor, nu e foarte accesibil, dar... Da, uitați. Cât e o mașină închiriată, exact, da. Nu e mașina voastră. Okay. Da, vorba bine. Se poate, da. Nu, se poate și cu mașina personală. Da, trebuie avut grijă, sunt destul de multe gropi. Bun, și acum, aseară am fost un pic dezamăgit cu mâncarea și am încercat să căutăm ceva un pic mai bun, un level up. Și am găsit restaurantul de la Marina Bay. Port, Marina Bay, exact. Și o să mergem acolo să vedem care sunt prețurile și cum este mâncarea. Sper să fie mai bună, pentru că, da, am spus, aseară n-a fost o reușită. Yeah. Da. A fost ok, nu a fost mâncarea la, să zici, că bai, nu mi-a plăcut. Nu a fost rău, dar nici n-a fost, da, și mai avem, hai să vedem și vouă, drumul. Opa, între gropile astea, dacă ne dă voi, Andrei. Așa, deci trebuie să mergem 35 km. Wow, și noi stăm cam aici, în zona asta. Și distanțele nu sunt foarte apropiate, dar o să ne bucurăm de peisaj până acolo. Am intrat pe acolo, la o barieră pusă și a trebuit să spunem că mergem la restaurant. Da, ne-am rugat să ne deschidă. Da. Și acolo este portul, oricum sigur Andrei o să vă arate, să se plimbe în timp ce eu mănânc. Uite acolo, uite restaurant stânga, arată acolo, vezi? Stânga, super. Da.
Haideți să vă arăt și harta de aici, legenda. Cam așa arată Marina Carpaz Gate. Și să vedem unde trebuie să mergem. The Hemingway, numărul 2. Numărul 2, eu sunt aici, restaurantul e aici. Foarte drăguț. Se vede că totul este așa super, super nou. Iar aici este restaurantul. Așa, deodată mă simt puțin mai bogat. Cum e? Prețurile bat, Andra, sau nu bat? Sunt la fel un pic mai mari. Serios? Cât mai mari? Nu, sunt cam la fel ce am văzut eu. Da? Super. Hai să vă arăt niște prețuri. Sunt cam duble. Duble? Da, am zis că sunt duble. Hot drinks. Da, e ok, adică nu. Poți să bei un ceai cu 1 euro. Hai mă, că nu e rău. O limonadă, 1 euro și 70. Acceptabil. După cum ziceam, fish soup. Nu-mi place. Ia, yeah. Nu mor. Și eu. Au și paste din cuptor, pizza margherita. Nu, nu mulțumim. Vrem ceva fried. Bă, având în vedere că ieri acolo era 130 fried calamari sau sepia. Nu e așa multă. Nu e mare diferență. Uite, fish and chips 192 și pastele sunt ok de lire. Dacă-ți vreau 5 euro. From the land. Da, da. Hai, ce fain. Eu zic că putem mânca bine. Hai să servim. Să comandăm, de fapt. Și ne-a adus traditional meze. Aperitive. Sau aperitive, na. Nu știam, nu știam, asta e, nu știam. Să arată cazacul. Da, și are nuci. Mm-hmm. Ăla din mijloc îi place lui Vio. Aia e zacuscă cu ceva. Este hummus. Ăla e hummus, tzatziki și vine de ceva. Arată super fain. Ne-a adus și mixul de pește. Fish soup. Și acolo ce avem? Un pește făcut foarte fain la grill. Da, arată foarte bine mâncarea. Toată lumea instagramează chestii trestii. La mulți ani, Vio! La mulți ani, Vio! Și la cât mai multe călătorii împreună. Radu, spune-și tu poezia aia. E mai tare, dar... O știi? Care din ele? Aia cu share, cu like, cu... Da, vă rog să ne dați follow și subscribe. Like pe TikTok, Instagram. Dacă vreți să aflați mai multe despre experiențele pe care le avem noi aici, astfel încât voi să aveți parte de aceleași trăiri fantastice. Mulțumesc frumos. Să deschid un changer ca să deschide și Radu un canal de YouTube. Sau măcar de TikTok. Bravo, Radu. Super, da, super. Ce să mai spun, eu vreau să mai dau, că mi-a plăcut foarte mult mâncare aici. Foarte bună. Prețurile au fost un pic mai mari decât ieri, dar a meritat 100%. Și acum ne bucurăm de happy hour. 1+1. De ce să nu spun? Pentru că cocktail e 70 și bei 2 la 70. Da, foarte tare. Eu vreau doar să vă reamintesc de chestia aia cu 100.000, dacă n-ajunge, nu, cu 10.000, dacă n-ajunge la 10.000 până în decembrie, închidem canalul. Mulțumim, nu uitați de subscribe. Pa, pa!